Salut YouTube, eu sunt Paradox și azi am revenit cu un nou episod din Minecraft. În acest episod, pur și simplu voi juca pe același server multiplayer. Da, eu zic și server și multiplayer. Ce ai, mă? Ce e nou azi? Am terminat, nu casa, casa mai face. Am terminat camera. Am făcut ceva la mișto pe aici, așa ceva. Și ceva care chiar vreau să vă arăt. În kitul, adică în kit star de pe serverul ăsta, primești un spawner și cum stau cu un prieten, avem două spawnere de, mă rog, spawnerul pe acest server este de pig, de porci. Dar cum l-am rugat pe owner să ne facă și nouă spawnerul de scheleți, acum avem două spawnere de scheleți. Și aici tot un spawner, doar că de zombie. Și acesta nu e un spawner care ori putem, care l-am cumpărat sau care l-am primit. Acesta este un spawner care pur și simplu l-am găsit. Și l-am făcut eu, frumos. În fine, dar eu, de fapt, mie mi se pare că aici, deja, opa, așa. Mie mi se pare că aici primești mai multe iteme. De exemplu, tot ce am pe mine este făcut de la scheleți. Vreau să vă spun despre concursul care va fi organizat la 50 de subscriberi. De fapt, nu. 100 de subscriber, deoarece miza o să fie mare. Da, asta e bun. Deci, la 100 de subscriberi, voi da niște iteme în, de fapt, pe Steam. Gen cartonașe pentru colecționar sau iteme în câteva jocuri. O să las link în descriere. De fapt, nu, o să las în descriere ce jocuri am iteme să vă dau și o să vă zic și ce iteme anume și în ce joc. Ui. Au. Mane. E șmechere tot, mă? N-a șmechere. Săgeata mea vrea să te întâlnească. Mi-ai dat arcul, ești bun. Salut. Ne-am rit? Salut. Oh, salut, amici. Fugi, fugi, că ți-e frică. Are full enchant. Sau dacă nu, e doar de piele și e bun. Aha! Dragoste. Ups, mă scuzați pentru asta, am primit niște mesaje. N-am observat că telefonul era atât de aproape de microfon. Opa, 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 opa. Pleacă, pleacă, explodez la tine acasă, nu la mine. Hei, cineva și-a făcut casă vis-a-vis. Și încă cineva. Și încă cineva. Ok, mergem la cel mai aproape. De ce nu mi-a luat sabia bună? Cine asta? Rabbit. Genial. Dacă întrebați cine e Rabbit, Rabbit este co-ownerul serverului. Ah, încă ceva destul de tare pe acest server. După ce mori pe serverul ăsta, nu-ți pierzi itemele ca pe orice server. Aici le păstrezi, nu se întâmplă nimic. Adică nu prea nu-i deloc mare bai dacă mori. E ceva gen dacă ți-e luat kick. Nu-i nimic dacă ți-e luat kick. Intri din nou. Mă rog, nu mergem la casa aia deoarece ați văzut și voi ce e acolo. Și-a spawnat mobi pentru securitate.
Puteam să jur că era un schelete sau ceva aici. Aha, hai să vedem casa. Nici armura mea nu tăie, mă rog. Da, da, drăguț. Chiar îmi place. Și aici, sigur, e tot al lui. Mă rog. Oh, hai să-mi testez sabia pe acest fraier. Salut. Îți place focul? Că-l vei întâlni. Aha. Ok, acum să vedem. De fapt, chiar o să-l întreb dacă are casă și capat. Salut, creeperule. Ah! A explodat. Probabil nu-i casa lui. Wow, câte spamuri. Ah! Schelete cu fule înșant. Ah, dăm și mie ce ai, nu fi chitră. Oh, mersi. Mersi, cine mă pinge? Nu, 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 nu trage, nu trage, nu trage. Nu trage, nu trage. Și schelete bun, schelete care nu trage. Lol. Te-ai descurcat bine, arcule. A, și n-am luat nimic. Deci asta e casa lui Rabbit. Opa, trebuie să mânc, mâncam ceva. Este rău. Este rău. Hei, o oaie. Hei, oaie, oaie. Cred că mai mult o să filmez pe multiplayer decât pe single player, adică probabil o să filmez mult mai puțin. Oh, mi-a dat carnea făcută deja. N-am o idee. Carne prăjită. Carne de vacă. Hai și un pui. Ah, te bat cu propriile tale arme. Arme! Dar ce-i cu atâtea gălezi aici? Unde-și mă? Hoia! Pui prăjit. Mamă, am zis că nu vreau asta. Nici asta. Vreau pui. Haide, era o vacă aici. În afară de aia care tocmai am prăjit-o. Asta e ce am? Da, și fire aspect am. Oh, drăguț. Ok. Am pickix. Am. Deci, pun din nou. Sper că nu mor. Yeee! Logica! Minecraft. Of, e tocmai acolo sus. Gold. Stați liniștite, minerelor. Mare chestie că nu e nimic dacă vine vreo mob, pentru că sunt armată. Sunt în armată, mai bine zis. E, am găsit ceva aia. Și totuși am acasă armură de diamond.
mie mi se pare pe parcurs, în fine, nu acum, acum chiar nu se vede. Dar mi se pare că serverul are mari probleme cu... Ia uitați. Ah, nu. Mă rog, este destul de mare lag pe server. Vor să facă 20 de sloturi, dar până atunci ne stăm doar pe 12. Și e foarte stresant deoarece serverul e în general full. 12 sloturi. Salut! Vrei să... Mi-am dat foc singur într-un fel. Hai, pune torțe unde se vede tot. Hai, uite și acolo iron. Dacă întrebați de ce iau iron, deoarece am nevoie pentru unelte, nu pentru armură. Am acasă destule diamante. Au, cine? Cine? Aha! Te-am văzut, jmechere. Nu mă omoră! Nu mă omoră! Ce ți-am luat? Nimica, că n-am acum inventar. Era torță. Ah, am luat-o. Ah, aveam torțe. Ah, aoleu. Luăm niște iron. Luăm niște iron. De fapt, cred că îmi trebuie și cărbune. Luăm cărbunele. Deoarece cărbunele. Oh, level 17. Drăguț. Stai, sunt level 17. Și acum? Am nevoie de un premiu sau ceva. Ce tot îmi zice? Level 16, level 17, level 18. Nu-mi pasă. Nu obțin nimic. Mă rog, dacă aș primi niște diamante sau răsplată, că sunt foarte activ pe server și că am level 17, aș fi mai mulțumit. Dar pe serverul ăsta nu prea ești apreciat. N-am loc în inventar de cărbune. Ce să las? Carbunele e important. Oasele, am spawner. Tot. Țin oase și am spawner sub casă. Atât. Haide. Cuptoarele mele nu se umple singure cu carbune. Ce puțin găsesc. Eh, o lasă acolo. Poate o foc. Nu! S-a dus în lava. Feature lava. Hei, salut! Vezi că ai ceva în cap. E o săgeată! A, și în legătură cu concursul, vă lăsa mai multe detalii în descriere. Poți fi chiar tu norocosul care câștigă iteme în... Cel mai probabil o să las, o să pun o armă din Counter-Strike Global Offensive. O să fie în joc o armă. Probabil și în Team Fortress. Sau nu știu dacă am mai teme jocul ăla, dar știu că l-am. În Payday, n-aș putea să vă dau decât cartonașe, deoarece Payday iei iteme, dar n-ai cum să le dai, gen trade sau ceva de genul. Poți doar... Dar mă rog, cei care au Payday știu. Deci degeaba îmi usucă gura. Haide, asta-i tot. Hai tu pe iștilor.
Unde-i? Hei, tu ăla, tu pe-o. Te-am pierdut după prima curvă. Oh, ce beznă e pe aici. Nu văd nimic, dar... Da, clar nu e nimic pe acolo. Dar ce-i cu atâta torțe pe aici? Am o senzație că cineva a fost pe aici. Hack, hack! Aici sigur era un diamant. Slash home. Mă duc să mai omor câțiva mobi, dar nu cei din casă. Aici. Probabil în episodul următor voi face capcana la ușă. Dar oricum nu înțeleg de ce aș face, pentru că doar îi omoară. Pe serverul ăsta nu le ia itemele ca pe altele. Păcat că nu am filmat niciodată pe serverul trecut. De fapt m-am lăsat de serverul ăla deoarece aveam o casă imensă. Aveam un perete întreg făcut din bloc de gold. Și mi-a părut așa rău de blocurile alea de gold de când s-a dat wipe. Încât că m-am lăsat de server. Erau niște... Deși nu era etajul meu, dar mă rog, erau foarte frumoase. Blocurile. Puteam să-mi fac golden apple înșantat. Dar ce vin aici? Au! Ai venit cu trupa, a? Cu șatra, în cazul tău. Aici mi-e... Mamă, ce bun sunt, mi-am dat foc. Efectiv, ăsta e focul meu. Ei vin spre mine și eu iau foc din focul meu. Hei, tu! Pozează asta, fraiere. L-am ratat. L-am ratat. Hei, uite-te la mine, uite-te la mine, uite! Au! A, ce urăsc pe ăștia! Ăștia mici sunt cei mai răi. Ia, vino, hai! Vino, că te las necat, ia! Am knockback? Knockback? Am și da. Oh, hei tu, îmi dai casca ta? Tu oricum ai folosit-o în viața asta. Salut! Ai murit? N-ai murit. Dă-mi casca! Chitros! Salut! Explodează! Salut! 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 Explodează și dă-i focul ăla! Oh! Casca! Drăguț! Ah! Cum a venit și m-am speriat, mâncalar! Era să zic ceva. Ce să mai las? Nu fac eu puțin. N-am nevoie. Aici pe... În afară de PvM player versus mob, nu e altceva. Pentru că PvP se face mai mult pentru a lua itemele altui player. Și pe serverul ăsta unde nu poți să îți pierzi itemele dacă mori. Haide, haide, să vă văd! Ai și tu? Nu, gata, cu arcul doar. Salut! 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 Hai, lăsăm arcul. Salut, norocosule! Explodează! Salut! Oh! Au! Păi și cam atât și în acest episod, nu uitați să vă abonați, să dați un like, un subscribe, era să zic chiar un subscribe, sper că v-a plăcut, salut!